Bună ziua, doamnelor și domnilor, mă bucur să vă reîntâlnesc la această rubrică pe care o găzduim aici la www.magazinselejan.ro, la cotidianul Magazin Selejan, pe care de altfel vă invităm să citiți în fiecare zi de luni până vineri, pentru că vă aducem în atenție realitatea Selejan, așa cum este ea, cu bune și cu rele. Cred că v-am povestit la Radio România Actualități de nenumărate ori despre un medic tânăr din județul Sălaj, este vorba despre doctorul Alexandru Iliescu, un medic mai special din punctul meu de vedere, pentru că vine din Cluj-Napoca, în fiecare dimineață, se trezește, nu știu, la 5-6 dimineața, vine la noi aici, la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Zalău, unde mie îmi place să spun că muncește la granița dintre viață și moarte. Tratează sau încearcă să ajute pacienți care suferă de afecțiuni oncologice. Nu mai vreau să vorbesc mai mult, știți cum e vorba sărăcia omului, vorba multă sărăcia omului. Alex este aici alături de noi. Alex, mă bucur să te întâlnesc. Mă bucur că am reușit să ne și întâlnim așa, după o perioadă nu foarte lungă, dar îmi face plăcere să mă întâlnesc cu tine de fiecare dată. Am stabilit de comun acord să eliminăm aceste bariere de politeții și să ne spunem pe nume chiar și în cadrul acestei discuții. Vreau să fac o precizare. Tu ești director medical al Spitalului Județean de Urgență din municipiul Zalău și ești medic primar oncologie medicală, așa că să știe lumea. Da, corect. Deci, foarte mult să te cunosc. Alex, înainte de toate, hai să intrăm cu începutul, ca să te cunosc oamenii, deși mulți chiar te cunosc. Cum ai apărut tu în Sălaj? Un medic tânăr, sub 40 de ani, oncolog și vii din Cluj-Napoca, vii în Zalău. Unii spun că Sălajul nici măcar nu există, știi? Da, unde e localizat pe altă, probabil că pe multă lume da, o fantomă. Da. Glumeze, sigur. Și acum, întâmplarea a făcut să vin în vizită prima dată la Spitalul Județean de Urgență Zalău și asta se întâmpla prin 2016. Eu, în momentul respectiv, lucram în Cluj, în Institutul Oncologic și toate planurile erau să continui acolo activitatea. Însă eram cu echipier de fotbal cu Otto Bețeanu, unul dintre medicii legiști de la noi de la spital și cunoscând în momentul respectiv problemele pe care le avea spitalul și în special în ceea ce privește secția de oncologie, am fost invitat să vizitez spitalul și după aceea să port o discuție cu conducerea de la acea vreme în ideea de a intra și a preluat secția de oncologie. Vreau să spun că ce am văzut atunci mi-a plăcut foarte mult. Spitalul, trecând prin renovare, dacă țin bine minte, ultima dată prin 2015 și condițiile erau extrem de bune, comparativ cu ce lucram și în Cluj. Nu zic că erau condițiile în Cluj, dar ce am văzut aici și ca posibilități mi-au tras cu ochiul și am decis că este o provocare. Aveam în acea perioadă un număr mare de pacienți care veneau din județul Sălaj către Cluj și acum, ca și atunci, mi se pare că rețeaua națională de sănătate trebuie să se extindă, nici de cum să se contracte, dacă am zis bine. Foarte bine. Am luat-o ca pe o provocare la care încă lucrez. Anumite obiective au fost atinse și chiar depășite. Stai, am avut timp părăzi să ne gândim la altele. Vreau să te părăzi, iartă-mă că te-am întrerupt. Vedeți unde duce, unde poate duce o partidă de fotbal între un oncolog, între un doctor oncolog și un medic legist. Da. Bun, era o glumă. Tu ești unul dintre cei care a spus bazele unei platforme pentru pacienții cu afecțiuni oncologice din România. Cred că este o premieră. Da, din câte știm, noi suntem, am creat practic o am pus bazele digitalizării secției de oncologie prin o colaborare bună între toți cei care participă la tratarea pacienților oncologici, aici mă refer medici, farmaciști, asistenți medicali. Fiecare are părticica lui de responsabilitate în această platformă și comunicarea se face digital, online,
în cloud, intrăm, folosim, ca să fiu poate mai explicit, un fel de web networking, deci nu se lucrează pe stații separate, suntem interconectați și prin telefonul mobil. Asta face ca pacienții să fie tratați într-un timp mult, 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 mult mai rapid decât reușeam să-i tratăm până să folosim partea asta de această platformă. Iar vis-a-vis de cât de Unix suntem sau nu, ceva asemănător la nivel național există doar în format de calculatoare unice, nici de cum interconectate. Nu mai vorbim de partea de tumor boards, comisii multidisciplinare pe care noi le organizăm prin această platformă. Mă refer la colaborarea dintre experții în domeniul medical, în mai multe domenii medicale din toată țara și chiar din lume, pentru că noi nu suntem limitați. În momentul în care ne conectăm în online, putem avea colegi din Germania, Franța, Anglia, State. Noi chiar am avut, ca o paranteză, că poate o să intrăm un pic mai mult în detaliu de ceea ce înseamnă multidisciplinaritate, pentru că pentru mine asta înseamnă medicină modernă și excelență în medicină. Ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, e o platformă, dacă un pacient oncolog din cu afecțiune oncologice din Zeaua, să zicem Constanța, medicul de acolo intră pe platformă și vede tot ce ai făcut aici. Acum, ideea e că noi avem secția de oncologie de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Zeaua. Eu și cu colegii mei și cu asistenții medicali și cu farmaciștii, în această platformă pe care o accesăm printr-un, ca și cum accesezi orice alt site online, ne logăm cu niște date de autentificare unice ale fiecăruia dintre noi și în momentul ăla avem un întreg ecosistem în față cu baza de date a pacienților, schemele de tratament într-o formă standardizată. Este ca un fel de registru de cancer al pacienților pe care noi îl avem aici. Registru de cancer care cuprinde de la diagnostic, date demografice, date biologice ale pacienților, anumite analize de laborator care ne interesează și modifică schemele de tratament. Bun, noi văzând toate lucrurile astea, putem foarte ușor organiza tratamentele, pentru că ele sunt complexe. Multe ori schemele de tratament oncologic cuprind 2, 3, 4, 5 citostatice care se calculează după parametri diferiți. Unele au țin cont de greutate, altele de suprafața corporală, altele de funcția renală. Deci sunt multe elemente care pot să pună probleme în momentul în care te concentrezi să scrii o doză corectă. Nu mai menționez faptul că lucrăm cu medicație toxică cu potențial letal. Și atunci decizia este atât în sus, că mă refer supradozajul care poate fi amenințător de viață, atât cât și subdozarea care nu își are efectul scontat. Și atunci noi am încercat și am standardizat, avem undeva aproape 500 scheme de chimioterapie pe care le avem încărcate acolo, unde colegii mei introduc date ale pacienților, iar platforma știe automat să calculeze dozele. Doza prescrisă în final este cea aleasă de medic. Noi facem doar partea de calcul. Bun, asta e partea pe care o vedem noi. Farmaciștii care își desfășoară activitatea în cadrul farmaciei și nu mai dizolvăm în secție, cum se întâmpla în urmă cu mai mulți ani, avem o parte din farmacie dedicată oncologiei. În timp real, în momentul în care noi validăm aceste scheme, ei primesc, se și apucă de dizolvare. În momentul în care au terminat, au și informat asistenții în secție, care au pe calculatoarele lor informații de la farmaciști că medicația urmează să vină. Ei deja pregătesc pacienții, încep să facă premedicația, să pregătească. Deci, gândește-te că, acum, fără să exagerez, înainte să folosim o astfel de infrastructură, o hârtie, așa cum o ai tu pe asta în mână, unde erau trecute niște doze pe care le parafam, făcea probabil 2 km prin spital. Pentru că o lua de la mine din birou un infirmier sau un asistent, se ducea la el în carnet, se ducea la farmacie, arăta foaia, o dădea mai departe. Asta știi ce înseamnă? Înseamnă că pacienții care în timp de la ora 7 veneau la recoltare și stăteau până la ora 12 când se recepe tratamentele, pacienții acum la ora 12 își termină tratamentele în mare parte. Platforma asta este funcțională deja? Da, este funcțională. Ea este prezentă în mai multe spitale din țară, cred că 20 ceva de spitale din țară au
Deja noi ne putem și interconecta, ne dăm drepturi de acces pentru pacienții care vor să meargă în alte unități și vor vedea tot istoricul de tratament, dar în același timp pacienții la rândul lor pot să-și facă conturi și să-și vizualizeze datele situația pe care noi am înregistrat acolo. Da, suntem mândru de proiectul ăsta. Da, a fost ideea mea. Repet, are la bază niște softuri anterioare pe care le-am folosit, dar nici de cum nu seamănă cu ce facem noi acum. Dar am și întâlnit partenerii experți în tehnologie, în IT, care au putut implementa și înțelege. Și co-founderul companiei Dogvisor, Alexandru Lazar, are la rândul lui o companie MCRO în Cluj de succes, care este recunoscută la nivel global și ei lucrează de mulți ani, are o echipă mare, mare de programatori. Am reușit să ne sincronizăm. Știi, e interesant și acum mi-aduc aminte, tu mi-ai spus la un moment dat că eu te-am întrebat cum a apărut medicina viața ta, știi? Da. Și tu mi-ai zis că la început, tu ai terminat la liceu... Mate Info. Mate, adică el a terminat Mate Info liceu și a ajuns medic. E interesantă. Că de obicei erau acele specializări, biologie, chimie, acum nu știu cum ne zice, științe reale sau cum a apărut, apropo, medicina. Hai să le zicem și celor care ne urmăresc. Păi acum medicina nu la a tine. Apărut. La mine în viață medicina a fost prezentă. Te rog, explică-le. Întotdeauna străbunica mea, cred că a fost primul cadru medical de care știm, născută în 1911, cred că titulatura era de soră medicală. Și a fost în război? Străbunicul meu, soțul ei, a fost prisonier de război 7 ani, la ruși sau... Și a fost tot cadrul medical. Tot cadrul medical, de aceea și sta 7 ani, din ce mi-aduc aminte, deși războiul a terminat și ei au fost capturați, camarazii au fost capturați în primele etape ale intrării în război și au fost duși în lagăr rusesc. Iar chiar în momentul în care, deși armele au fost întoarse și cumva relația s-a schimbat, în timpul războiului, ei fiind cadre medicale, au fost ținuți și nu li s-a dat drumul să meargă către casă decât foarte târziu. Da, bunica mea, care la rândul ei a fost cadru medical, asistentă medicală, și-a văzut tatăl la vârsta de 7 ani. Pentru mine și acum e o... nu știu, foarte mare dilemă, cum au reușit să se întâlnească, mă refer să bunica mea cu tatăl și soțul, în condițiile în care au fost mutați sau strămutați la Megidia o perioadă și s-au întâlnit ulterior, în 47, cumva. Bun, tata, la rândul lui, medic, sau cum să zic eu, la rândul meu medic, tata fiind primul din familie care ajunge să fie medic. Deci cumva... Tot un colo? Nu, el anestezist. Anestezist? Da, medic anestezist. Deci cumva medicina n-a fost absentă, ci dimpotrivă chiar foarte prezentă, dar în același timp inclinația asta către partea asta reală și... nu neapărat să zică matematică, ci pur și simplu ca și concept ce înseamnă fizică, matematică. Eu consider că m-a ajutat și mă ajută foarte mult, ca mult, de a gândi și... Ai ajuns la Zalău, coordonezi și acum secția de oncologie sau ești doar director? Deci, sunt eu ca director medical la Spitalul Județean de Reță Zalău, eu coordonez activitatea medicală a întregului spital. Consider că cumulul de funcții nu face decât să îți nu poți fi performant în foarte multe locuri și eu cred că fiecare trebuie să-și facă participa lui foarte bine. E clar că secția de oncologie este domeniul pe care îl cunosc cel mai bine, pentru că pe ea am coordonat-o și am pus-o pe picioare în ultimii 7 ani. Dar colega mea, doctorița Alina Cheța, este cea care a preluat funcția de șef de secție și mi se pare și normal așa, și de coordonator al Programului Național de Oncologie. Eu lucrez cu jumătate de normă în cadrul secției și jumătate de normă în partea de administrativ.
încerc ce fac să fac foarte bine. Și atunci nu îmi place să mă întind mai mult decât... Ești foarte tânăr, știi? Hai să nu zic ciudat, e interesant cum un medic atât... Și apropo de oncologie, aici chiar e un domeniu unde, nu știu, chiar e granița dintre viață și moarte, așa îmi place mie să zic. Cred că secția nu duce lipsă de pacienți, cel puțin în secția de oncologie. Nu, acum îți pot da niște date statistice ca să înțelegi un pic cam ce tratăm și cum tratăm în momentul de față, menționând faptul că noi suntem într-o continuă creștere a adresabilității și n-am atins încă în ultimii 7 ani un platou. Deci noi încă suntem în creștere. Și la ce mă refer aici? Avem numărul de pacienți care ne rămân în evidență, mă refer pacienți logic, care trăiesc, nu toată baza de date pe care o avem. Deci noi avem tot timpul undeva între 6.500 și 7.000 de pacienți. Repet, am comparativ cu anul trecut, suntem cu 200 de pacienți mai mult în același unitate de timp, adică suntem la 6.800 față de 6.600 cât eram anul trecut în această perioadă. Prin ambulatorul de specialitate ne trec prag în fiecare an undeva la vreo 15.000 de pacienți. În internări, spitalizări de zi, undeva 4.000 de spitalizări de zi pe an, cu 1.000 plus de spitalizări continue. Deci cam asta înseamnă oncologia la nivelul județului Sălaj. Și eu vreau să felicit și atât colegii medici, cât și pe domnule asistente, domnule infirmiere și toți cei care sunt implicați în proces, că fără ei nu putem gestiona numărul ăsta. Și acum, cu mâna pe inimă, spun că au o dăruire maximă pentru ceea ce fac. Și astăzi este ziua asistentului medical. Și felicit pe această cale toți asistenții și asistentele medicale. Cred că sunt niște cadre foarte importante în procesul. Extrem de importante, pentru că revenim și eram convins că vom ajunge din nou. Asta înseamnă parte de echipă și de multidisciplinaritate. Deci nu poți avea un act medical de excelență și până la urmă că trebuie să tindem fără oameni dedicați, implicați și profesioniști. Noi am pus bazele de prin 2018, avem un regulament de organizare a acestei echipe multidisciplinare la nivelul spitalului. Încă avem nevoie de exercițiu și noi ne întâlnim și participăm și discutăm și am avut chiar o situație în care am reunit colegi din vreo 4-5 județe în cadrul unei ședințe și da, ne digitalizăm, suntem cu proiectoare într-o sală specială amenajată, deci cumva nu stăm pe loc sau pe telefon și colegii au participat cu mare plăcere și chiar ne invită în continuare să ne organizăm în felul ăsta. Asta înseamnă multidisciplinaritatea și până la urmă chiar în cadrul unității medicale. Și fiecare om e la fel de important din punctul meu de vedere. Alex, am analizat niște date statistice prezentate, cred, de către cei de la Direcția de Sănătate Publică și acolo am văzut, negru pe alb, că din păcate incidența anumitor afecțiuni oncologice a început să crească. Asta probabil și datorită faptului că voi organizați multe activități de depistare precoce. Da. Apropo de cancerul de col uterin, pe care știu că îl derulați, spitalul e în... Da. Prevenția este apanajul medicinii moderne. Este mult mai eficient, din toate punctele de vedere, să identifici la timp o problemă de sănătate și să o tratezi într-o fază inițială sau să o lași să evolueze și atât succesul terapiei, cât și ce înseamnă implicarea socială a pacientului să fie profund alterat. Eu cu mândrie spun că facem parte împreună cu Institutul Oncologic din screening în ceea ce înseamnă cancerul de col uterin și cancerul mamar. Colegii mei de la radiologie și imagistică, conduși la doctor Mitea, au trecut prin audituri, pentru că corect de menționat și important de menționat faptul că în momentul în care dorești un program de screening de prevenție, mai multe unități trebuie să te asiguri că toată lumea lucrează la fel de bine și aparatura este de același calibru.
atâta timp, de asta spuneam că sunt mândru și mă bucur că ai adus în discuție acest lucru, atâta timp cât colegii noștri ne-au considerat apți de a participa la acest proiect, înseamnă că avem valoarea necesară implicării în acest proiect. Și chiar am fost felicitați și am primit vizita coordonatorilor acestei campanii în urmă cu vreo câteva săptămâni, deoarece suntem centru cu cele mai multe paciente scrinate, cum zicem, pentru partea de cancer de col uterin. Și felicit pe toți cei implicați în proiect. De ce Dumnezeu? Știi, Alex, știi că noi am discutat un dat. Apropo, stai că nu uit ideile, că sunt multe și cred că avem nevoie de vreo 3 ore. Rămânem la zona asta. Ați venit cu ideea înființării unui centru local, regional, oncologic? Bine zic. Da, pentru a... că iar revenim la multidisciplinaritate și abordarea completă, complexă și profesionistă a pacienților. Noi, la sfârșitul, pe parcursul anului trecut, conducerea spitalului împreună cu doamna manager s-a ocupat inclusiv de analiza nevoilor de îngrijiri a populației din zonă. Și aici munca cea mai mare a fost depusă de doamna manager. Noi am contribuit fiecare cu participanță și chiar mă bucur că am putut să iau parte la o astfel de analiză complexă, comprehensivă, dar foarte relevatoare. Adică noi am putut vedea ce număr de pacienți tratăm noi, ce patologii tratăm în același timp și partea de morbiditate migrantă, partea de pacienți care pleacă de la noi în altă parte. De ce pleacă? Pentru ce diagnostic ce pleacă? Văzând aceste lucruri și având datele în față, îți poți analiza și îți poți baza o strategie și să faci cu adevărat un proiect de management, de dezvoltare și așa mai departe. Noi, bazându-ne pe informațiile pe care le-am avut, am văzut că radioterapia, care reprezintă o unealtă de nelipsit în ceea ce înseamnă tratarea afecțiunilor oncologice, ea lipsește. Și lipsește nu numai de la noi, lipsește din foarte multe regiuni ale țării. Astfel că am mers mai departe și am gândit un proiect care presupune construirea unui centru de oncologie, o clădire destinată tratării pacienților cu afecțiuni oncologice. Împreună cu acest proiect este proiectul unui nou bloc operator, care va avea destule săli de intervenții, ca toți colegii noștri care își desfășoară activitatea să o desfășoare în condiții de siguranță, atât pentru ei cât și pentru pacienți, într-un mediu adecvat. Va fi, noi ne dorim, cel mai performant, nou și frumos bloc operator. E visul vostru. Da? Atât ca și centru oncologic. Și asta la ce duce? Duce la închiderea cercului terapeutic. Deci pacienții noastre ne dorim ca în viitorul apropiat, pacienții din județul Salaj să nu mai aibă nevoie să se ducă nicăieri. Aici fac o paranteză, nu vorbim de patologiile rare, de situațiile care necesită a concentra pacienții în anumite centre, pentru că și de asta este nevoie. Acolo vorbim de centre de mari, așa numite patologii extrem de rare, dar 99,9% din patologii noi să fim capabil să le tratăm în cadrul spitalului județean. Cred că urmează un proces acest proiect, obținerea de fonduri, oricum e de durată, probabil. Dar suntem destul de avansați. Este, okay. Proiectul este, trebuie să spun și lucrul ăsta, este un proiect al Consiliului Județean. Noi suntem parteneri în aceste proiecte și nu am fi putut face aceste demersuri fără Consiliul Județean. Eu, sincer, am fost surprins, dar nu acum, în urmă cu, așa cum ziceți, astea sunt proiecte pe care noi le-am început și le-am gândit din urmă cu ceva ani, de deschiderea pe care o are conducerea Spitalului Județean și de grija în ceea ce înseamnă partea de sănătate a populației din județ. Că fără sprijinul deștilor, ei sunt donatorul de credite a spitalului. Fără sprijin și fără, nu știu,
susținerea lor, noi rămânem la parte de, de idee. Dar cam asta, global, cam asta sunt gândurile noastre în ceea ce privește populația din județ, este să se voteze aici. Și prefer să fac eu naveta ca 100.000 de oameni să nu facă la noi. Bine că mi-am amintit, stai puțin, tu din 2016, adică de 7 ani, tu fiecare dimineață, de luni până vineri, vii din Cluj-Napoca până la Zalău? Din 3 ianuarie 2017, mai exact, pentru că în 2016 m-am angajat, eu sunt angajat al spitalului cu 1 noiembrie 2016, doar că stagiul meu de pregătire în cadrul Institutului Oncologic s-a sfârșit la 31 decembrie 2016, astfel că prima mea zi de muncă aici, prima zi de navetă, naveta a început în 3 ianuarie 2017. Deci ne apropiem de 7 ani aproape. În fiecare dimineață. Hai să vedem, hai să spun un exercițiu. Cum arată o zi de luni pentru tine? Să dăm niște... Hai să dăm niște ore exacte. Nu, urmează. Atunci, cum îmi place să zic? Săptămâna mea arată așa. 5 zile de luni, sâmbătă, duminică. Deci, cumva cam așa mi-am, așa okay. mi-am gândit mental activitatea și modul de lucru. 5:50 trezit în fiecare dimineață, 6:35, 6:30 în garaj, 6:35 întâlnirea cu primul coleg. Eu mai aduc colegi. Deci noi suntem așa un număr destul de mare de colegi care venim din Cluj. Și avem așa o rețea a navetiștilor și grupuri și eu știu ce colegi au nevoie de transport către Zalău dimineața și așa la 6:35 primul coleg, la 6:40 al doilea, la 6:45 al treilea. Traseu zilnic, Andrei Mureșanu, Zorilor, Mănăștur, Florești. Uneori. Eu nu știu dacă e de râs. Fiecare dimineață. Fiecare dimineață, ora 8 la spital, 8 și 11 la portul de gardă. Incredibil. Când am terminat treaba către casă. Când ai terminat treaba? Da, da. Deci nu... Ce zice soția ta? Zici, pe bune, uite, aș vrea să vorbesc cu doamna, să întreb. Doamne? Soția, din fericire, are și eu un program până după masă, până pe la 4-5 și cumva ne sincronizăm. Eu plec mai devreme de acasă, doar că în momentul în care ne re... Acum, apropo de navetă și de timp, poți să faci și în Cluj o oră, o oră jumate cu mașina, traversându-l fără nicio problemă. Adică până să-l traversezi, cu Cluj, tu ajungi la Zalău. Eu ajung la Zalău, da. Foarte interesant. Nu știu, câți kilometri faci pe an? 1000 pe săptămână, 4000 pe lună. Și tu trebuie să schimbi mașina des, des, adică nu... Cam așa se întâmplă. Dar... Și într-un an hai să facem un calcul. Tu ajungi la câteva sute de mii de kilometri pe an. Nu, 40-45 de mii kilometri pe an. Cam acolo. Dar am 5 ani, par 200 de mii. Deci, cum ar trebui să schimbi mașina... Da, ești om, bun, ești tânăr. Nu obosești? Nu se întâmplă să obosești? Deocamdată, cum ți-am zis și mai devreme, știu pentru ce vin, am niște obiective, am motivația necesară ca oboseala și restul, ce să zic, obstacolelor să nu fie așa de important. Hai să-ți spun așa mai direct, totuși când ai de gând să devii sălăjan de anos de așa? Am o consider sălăjan, cum să spun, nu mă simt așa neapărat legat de o, nu știu, un pete de pământ, da, în sine sau de un județ. Pentru mine toată regiunea asta cumva e acasă. Deci e chiar și Zalău, Cluj, mai tot centrul al cartier sau... Da, înțeleg. Nu știu. Foarte interesant. Alex, cu ce cazul de cancer vă confruntați? Pentru că văd oarecum niște date oficiale. Mie îmi place să vorbim de chestiuni oficiale cât mai corecte. Cu ce vă confruntați sau care sunt cele mai întâlnite cazuri de cancer cu care vă confruntați? Acum, noi în județul Sălaj nu facem notă discordantă cu ceea ce se întâmplă la nivel de țară. Avem majoritatea pacienților. Acum, nu știu, putem vorbi și pe partea de a împărți pe sexe și dar în special pe partea cancerul mamar.
Dacă vorbim despre doamne, cancer mamar, cancere din sferă digestivă, cancer bronhopulmonar, o număr mucă mare. Până la urmă, în oncologie, e important, la fel ca și în alte boli, momentul în care depistezi un cancer. Pe mine nu mă sperie să am un număr, să depistez un număr mare de pacienți sau de bolnavi, dacă îi depistez în timp util și am un tratament eficient și acei pacienți se vindec. Pentru că chiar dacă în oncologie vindecare e un cuvânt scump, ea se întâmplă și noi o trăim și de asta suntem motivați să ne implicăm și să aducem la Spitalul Județean pacienților terapiile de ultima generație. Facem parte din tot ceea ce înseamnă program național a afecțiunilor oncologice, mă refer pe citostatice și pe partea de investigații imagistice. Deci putem trata pacienții atât cu chimioterapie convențională clasică, cât și cu imunoterapie, terapii moleculare țintite, testăm genetic și monitorizăm pacienții din aspectele care sunt, să zic, de actualitate. Deci, până la urmă, nu cred că contează foarte mult volumul, cât momentul în care depistezi un cancer. Aici îți arată cât de performant e un sistem medical. Nu lași bolnavul să ajungă în stadii foarte avansate. Și noi pe asta ne luptăm și ne monitorizăm pacienții și după acei 5 ani. Și noi lăsăm nesupravegheați. Încercăm să le facem o educație medicală atât pacienților cât și familiei și aparținătorilor. Avem psiho-oncolog angajat în cadrul secției de oncologie care discută zi de zi cu pacienții care vin la internări, îi vedem dinamică, deci cumva ne îngrijim și de igiena psihică a pacienților. Și tot ecosistemul ăsta, chiar dacă generează, că până la urmă dacă deci, în momentul în care cauți, vei găsi. El generează mulți pacienți, dar generează și foarte multe situații fericite în care pacienții se vindecă. Dacă îi descoperiți din timp psihic, da. Da. Putem vorbi sau v-ați ajuns la o concluzie vis-a-vis de cauzele care stau la baza apariției cancerului? Acum, cauzele apariției cancerului... E o chestie în generală, știu cu toții. Pentru că e o nebunie, au oameni, știi cum... atât de multe păreri, desigur, încă sunt oameni care apelează la tot felul de nebuni, care se consideră vindecători, vrăjitori, ce Dumnezeu o fi aia, că nici nu vreau să mă gândesc. Vaccinul de vină, COVID-ul, știi, e largă paleta discuției. Când povestim de o maladie care este a noastră, practic, apariția celor tumorale nu este apariția unei infecții. Adică nu este legată de un singur agent patogen care o declanșează, ci vorbim de o maladie plurifactorială care are la bază două mecanisme, unui mecanism genetic propriu, unde pot apărea malformații pe parcursul vieții și apare partea care în afara acestui mecanism genetic propriu, partea de toxic, de mediu, unde poți influența mai mult sau mai puțin, sau poți contribui. Din păcate, nu există o singură cauză care duce la apariția cancerului, că ar fi foarte simplu, exclude-o. Multă lume ce că, da, anumite alimente, anumite obiceiuri, ele contribuie, dar ele nu sunt cu drept de veto, apare sau nu apare, decât, nu știu, situații extrem de, nu mă refer aici la toxice care știm că au efect de cancerigen, nu știu, radiații sau... Nu, nu e problemă. Telefoanele sunt nevisite. Da. Eu le-am problem. Deci, nu există o cauză sau... Noi ce putem face este să facem aceste informări în populație, să facem o educație medicală a populației pentru a nu veni la medic doar în momentul în care nu mai poate fi tolerată o problemă. Noi încercăm să ne ținem la curent și să fim cât mai de actualitate cu tot ceea ce înseamnă partea de terapii, investigații și monitorizare sau chiar training. Să avem specialiști, atât pe partea de imagistică, pe partea de depistare, atât în partea chirurgicală, deci în a trata bolile. Și cam asta va fi succesul. Să descoperi
și să trateze eficient. Da. Am văzut că și acum spitalul angajează parcă medici în perioada. Da, da, suntem într-un moment în care am scos la concurs mai multe posturi pe secții unde este nevoie de medici. A fost deficit de medici în ultimii, poate, 10 ani. Din fericire avem medici înscriși la concurs. Au fost perioade în timp în care aceste posturi au fost scoase la concurs și nu era cine să se prezinte. Acum avem doritori. Ne bucură lucrul ăsta. Cred că au început să apară și medici tineri, apropo de, de tine, de Alexinescu. Da. Și asta e... Avem colegi care își doresc să vină și să intre în echipa Spitalului Județean. Alex, vreau să vorbim acum și despre tine. Tu mai ai timp liber? Da. Ce faci tu? Ce face un doctor oncolog care vine cu mașina din Cluj în Zalău și ajunge acasă când... Ce faci tu în timpul liber, dacă ai timp liber? Acum, poate sunt un pic subiectiv și nu știu dacă știi, dar noi am trecut la începutul anului, luna februarie, am avut etapa, a fost evaluați de către ANMCS în proiectul lor de acreditare ciclului de spitalelor. Proces complex. Un proces complex important și până la urmă, eu cred că foarte folositor. Și asta înseamnă că noi, eu în ultimele, nu știu, poate 10 luni, poate și mai bine atât, în ultimul an de zile, m-am concentrat foarte mult pe partea asta. Am depus ca echipă, mă refer aici, toți cei care lucrăm în cadrul spitalului, un efort comun mare și nu ne-am mai gândit așa la timpul liber. Acum așa, ca și pasiuni sau așa, multe, eu le zic și prietenilor care mă întreabă așa, le zic, domnule, nu vă faceți, zici că nu mă plictisesc, deci dacă îmi dai timp liber, am ce să fac. Am înțeles perfect ce... Deci vreau să zic, ce drept în ultima perioadă, cam așa, pe partea asta de... Ne-am întâlnit la câte un barbecue, un gătit, o ieșită în aer liber, încercăm să profităm cât de mult de vremea bună. Numai cu... Cred că n-am avut un weekend în ultimele, ce să zic, după februarie, din martie, până acum, două luni de zile în care să nu fi ieșit pe undeva. Da. Natură. Încerc să... nu ca să mă rup, dacă n-am timp liber, să mă recrez complet detașat de ce înseamnă și partea asta de tehnologie sau cumva să mergem în... ieșim din oraș. Ieșim din oraș. Alex, am o curiozitate și repet oarecum ne-am mai discutat de treaba asta. Te-ai întâlnit și ți-ai avut pacienți în situații extraordinare, adică pacienți, nu știu, să mă iertați orice care sufereze vreo formă de cancer. Ai avut un pacient la care, medical vorbind, nu îi dădeai multe speranțe de viață și care totuși să revină după, nu știu, să te impresioneze, să te șocheze? Am avut situații, dar că ei și-au revenit datorită tratamentului pe care l-am făcut. Sunt convins. N-am avut... sincer, nu am... vă spun și ție... am zis și mai de îmi place să folosesc expresia asta, că spun și ție ce spun tuturor pacienților care mă întreabă vis-a-vis de metode alternative de tratament, este că nu au în spate nicio bază științifică și pe lângă faptul că nu au în spate nicio bază științifică, cei pe care le-au folosit din experiența mea cu ei, nu au făcut decât să își, în cel mai bun caz, să nu provoace niciun rău. Deci bine, nu s-a întâmplat nimic pentru niciunul dintre ei. Am avut situații în care terapiile alternative, inclusiv, nu știu, apă de nu știu ce fel, a pus pacienții în situații mult mai rele decât erau, deci nu le-a adus niciun beneficiu din potrivă toxicități suplimentare. Diagnosticați cu stare de metastase, cu speranță de viață de 3 luni, 6 luni la diagnostic și trăiesc și acum, după 5 ani, 6 ani, avem pacienții cu răspuns complet, apropo de ce înseamnă medicina de precizie, medicina molecular ghidată, molecular țintită, imunoterapia în diverse combinații. De aceea, pentru noi,
Este o continuă provocare să ne ținem la curent cu tot ceea ce înseamnă și în același timp să ținem spitalul dotat cu medicația necesară. Avem birou de achiziții care face o treabă extraordinară pe partea asta de medicație și sunt foarte deschiși. Eu deja, cum ziceai, de 6 ani jumate colaborez cu ei. Vreau să spun că am plecat acum în urmă cu 6 ani cu un buget a secției care acum, un buget pe an, care acum ar servi nevoile poate pentru 2 săptămâni. Deci, cam asta e diferența. Deci, ce ajungea un an, nu tratăm jumătate de lună. Și asta se reflectă în sănătatea pe care... Știi cum e? Uite, în deplasările mele profesionale, ducându-mă prin alte județe, am fost la spitalul din Baia Mare, am fost în multe spitale, urmând tot felul de evenimente și așa mai departe. Acum, nu vreau să laud nici politicieni, nu facem politică, nu facem... Din punctul meu de vedere, spitalul din Zalău arată foarte bine. Și îți dai seama de asta în momentul în care te duci în alte spitale. Chiar și în Cluj am fost la un spital la un moment dat cu cea mică și am rămas, mi-am dat seama că la noi, la Zalău, avem un spital care chiar arată bine. Mie îmi place să cred că oricând lucrurile se pot îmbunătăți, nu suntem perfecți, dar prin faptul că ne dorim continuu să creștem atât condițiile de cazare, cât și calitatea actului medical, îmi place să cred că suntem pe o direcție ascendentă în ceea ce înseamnă astea două aspecte. Deci, ca și parte din echipa de management, scopul meu este să, așa cum spuneam, să aducem specialiști, să-i facem să vorbească între ei, toate să vină în sprijinul pacienților pentru a nu fi nevoit să se trateze în altă parte. Și, așa cum spuneai, aspectul, calitatea actului medical și, până la urmă, pacientul poate nu vede 99% din muncă, sau 90% din muncă, dar un comportament civilizat, un comportament uman, o relație umană, caldă, între ce înseamnă persoană medicală și pacienți, este cea care îți crește și atât reputația și contribuie foarte mult și la însănătoșirea pacienților. Voi mai aveți niște proiecte împreună cu cei de la Consiliul Județean, ambulatoriu, chiar și un... Teleport, cred că multe acolo un care... Un lucru foarte important de menționat este extinderea ambulatorului de specialitate, care este într-o fază foarte avansată, pe lângă extinderea UPU, care la rândul extinderea unității de primiri urgențe, care va da o altă față, așa. Avem partea de extinderea ambulatorului, care prevede cabinete de endoscopie, atât bronșică cât și digestivă, precum și un angiograf, care este montat, urmează să fie dat în lucru. Colegii mei de la cardiologie urmează să lucreze în cadrul acestui acestui. Ce angiograf? Stai să le explicăm să înțeleagă. Da, angiograful este un... nu știu cum să mă dispuze, o aparatură. Okay. Este un metod, hai să spun așa, de tratament, în special la pacienților cu afecțiuni cardiace care necesită coronarografie, necesită o investigație. Și aici, ca să fiu poate și mai precis, este pentru pacienții care fac infarct sau urmează să facă infarct. Deci e foarte important. E foarte important pentru că atât este diagnostică cât și terapeutică. Se montează acele stenturi care sunt vitale, care ajută la recuperarea, aici, cu siguranță colegii mei care să nu mai măsură decât mie să discutăm detalii, dar rolul acestui aparat este unul vital. De multe ori pacienții nu au timp să ajungă până la Institutul Inimii, inclus sau la Târgu Mureș sau în alte zone din țară, unde se duc, că vorbim de zbor cu elicopterul, că vorbim de transport cu ambulanță. Deci, vor putea fi tratați și pentru astfel de afecțiuni amenințătoare de viață aici, în spital. Și ce acolo se depun eforturi acum furibunde să finalizăm. Am zis că este o zonă oarecum sensibilă, dar aici e foarte mult de discutat apropo de unitatea de primiri urgențe.
Niciodată nu e de ajuns timpul până când pacientul, dacă eu ajung cu o problemă, am pretenția ca atunci, pe loc, da, să fiu preluat, să fiu... Și văd foarte multe discuții pe rețele de socializare. Bine, știi ce e interesant? Acum, hai să nu vă țin partea, dar e interesant cum pe rețele de socializare apare liste cu medicii de gardă la urgență. Cine-i joi la urgență? Păi dacă eu întreb cine-i joi la urgență și azi e luni, înseamnă că n-am o urgență, doar că joi s-ar putea să am o urgență și vreau să ajung la... Poate ar fi, deci, da, e bine că discutăm și aspectul ăsta, că sunt anumite clarificări care, nu știu, trebuie să fie făcute. Urgența este dedicată urgenței. Urgența se împarte în două categorii mari, în ceea ce înseamnă pacienții cu urgențe amenințătoare de viață și cei care nu au urgențe amenințătoare de viață. Eu cred că oricare dintre noi ne-am dorit ca acei pacienți cu afecțiuni amenințătoare de viață să, sau dacă noi ajungem în situația asta, urgențele majore, ei să primească prima tratament. Nu că până la urmă asta înseamnă să urgență, să ajungi cu urgență. Ce poate fi mai urgent decât urgență să mor? Da, da. Și atunci, tot ceea ce înseamnă sub urgența asta de cel mai înalt nivel, este împărțită în categorii de coduri, tocmai ca fiecare să primească tratamentul și atenția cuvenită, dar în relație cu ceilalți care sunt prezenți acolo, în urgență. Și timpii de așteptare în urgență pot ajunge și până la 12 ore. Sunt anumite urgențe relative sau anumite urgențe care pot fi temporizate și care, da, și până la urmă, dacă stai să te gândești, bun, și te aștepți 12 ore la urgență, dar ți se rezolvă problema de sănătate, timp în care, poate, un număr de 2, 5, 10 pacienți au fost, au... Vine cuțitul în gât sau cu... Exact. Viața lor a fost salvată. Și până la urmă, un sistem, ca să poată fi organizat, trebuie să aibă înțelegerea tuturor participanților. Bun, dar voiam să te băi, medicul de familie, unde e tot jocul? Am fost în Marea Britanie, uite, hai să... Da. Am fost în Marea Britanie câteva zile la invitația cumnatului meu, a se întâmplat înainte de pandemie, într-un orășel, nu o laptop, parcă îi spunea, și am aflat o chestie care m-a surprins. Medicul de familie, medicul e foarte important, ca să ajungi la urgență trebuie să fie ceva chiar grav, adică, nu știu, te lovește mașina, ți-a intrat un ceva, nu te duci că ai temperatură, că ai... Da. Nu se uită la tine. Aici, în schimb, e altceva. Educația medicală trebuie pusă mult mai bine la punct, în rândul populației, și ea pleacă de la medicina primară. Adică medicina de familie. Medicina de familie. Medicina de familie, am încercat în anii ăștia de când lucrez aici să dezvolt o relație cât mai bună cu medicii de familie a pacienților pe care îi tratez. Și nu cred că este vreun medic de familie care să nu-și fi dorit numărul meu de telefon sau să mă sune, să ne sfătuim vis-a-vis de ce înseamnă pacienții noștri. Și eu o să-ți și detaliez de ce am început așa discuția vis-a-vis de medicii de familie. Și să nu aibă numărul meu de telefon sau să nu poată lua legătura cu mine. Pacientul oncologic, pentru că face un tratament toxic, are N motive să se prezinte la urgențe, poate din două în două zile. Asta dacă nu e bine informat. Dacă nu e bine informat și dacă nu știe ce să facă acasă. Astfel că pacienții când pleacă de la noi au o listă de recomandări pe care noi le explicăm, ei și le înțeleg și împreună cu medicul de familie reușim să gestionăm și să descărcăm urgența de un număr foarte mare de pacienți pentru o colaborare foarte bună a mea cu medicul de familie până la urmă. Asta e o situație particulară, că avem pacienții cu afecțiuni cronice și cunoaștem și știm. Sunt foarte mulți pacienți care nu ajung să aibă un medic curat. Singurul medic curat e medicul de familie. Păi consider că acea relație pe care eu am cu medicul de familie trebuie să aibă și medicul de familie cu el. Apropo de pacienții din zonă. Deci așa cum eu vorbesc cu el și el să vorbească cu el și să-și gândească, numai că nu sunt nici în postura unui medic de familie care are 2000 de oameni în urmărire. Nu știu ce soluții se pot găsi, dar e clar că aici se poate lucra foarte mult. Urgența este de multe ori sufocată de cazuri non-urgente.
cazurile non-urgente, nu vreau să zic că sunt subiective 100%, dar așa cum spuneai, problema noastră de sănătate pare să fie cea mai importantă. Fără să ni se explice o durere, ai impresia că acea durere este amenințătoare de viață pentru tine. Da. Poți ajunge cu situații gen atac de panică și așa mai departe, inclusiv să pot să simulez un infarct miocardic, așa mai, dacă am fost destul de înțeles. În lucrurile astea, dacă ar fi rezolvate în prespital, ar descărca foarte mult partea de urgență și activitatea colegilor noștri de acolo este una grea și o fac cu dedicație și avem acum colegi care s-au înscris pe examen, pe posturi și se încheagă o echipă bună și acolo. Alex, ce dorești tu, așa pentru că încet, încet, știu că am putea discuta două, trei ore, ce dorești tu pentru Spitalul Județean de Urgență din Zalău și pentru că, ca, nu știu, pentru tine ca om, până la urmă, ca medic? Îmi doresc ca aceste proiecte la care lucrăm să ajungă în să ajungă a fi puse în practică, să ajungem să avem acel bloc nou operator cu tot ceea ce înseamnă o nouă sterilizare, cu centru de oncologie, cu deschiderea ambulatorului cu endoscopia și angioograful funcțional, deci UPU să aibă o nouă față și o gestionare mai eficientă din toate punctele de vedere a celor care se adresează. Îmi doresc ca, nu știu, situația populației din județul Sălaj în următorii, hai să zic, 5-10 ani s-a îmbunătățit foarte mult de când am venit din punctul meu de vedere, dar vreau încă o dată pe atâta să se îmbunătățească în următorii 5-10 ani, cum spuneam. Și eu să vin pe autostradă la țară. Și atunci lucrurile vor fi și mai bune. Foarte tare. La fotbal te mai duci, hai să îngheam. Da, miercurea. Acum, iar am făcut o mică pauză. Eu cu accidentările mele, cu gleznele, clăta, de unde mi se trage și... așa? Nu, să fim fiecare. Adică, uite la mine ce păr de sam. Da, am început miercurea. Okay. Iar la fotbal cu prietenii din liceu. De vreo lună de zile am lipsit din motive obiective. Dar mi-ar face plăcere la un moment dat să am timpul ăla liber de care zici și să ajung acasă, să te poți odihni o oră și apoi să o iei așa din loc. Dar deocamdată foarte mult din timp îl dedic activității pe care o fac aici. Dar nu regret. Îți mulțumesc, Alex, sincer, pentru că ai acceptat invitația mea. Încă o dată, e foarte interesant să în județul ăsta mic, despre care unii cred că nu există, să ai medici tineri, oameni pasionați de ceea ce fac, oameni care sunt dorni să perseverăm și să avem parte și noi aici în Sălaj de un sistem medical care să nu ne mai pună pe tumuri, așa cum se întâmplă acum 10-15 ani. Mulțumesc tare mult și zic, eu doresc mult succes. Mulțumesc și eu de invitație și o singură remarcă, apropo de ce mai doresc și că, apropo că ziceai de sistemul medical, poate ăsta iar e la fel de important ca să ajungem ca spital, să facem parte dintr-o rețea națională de sănătate funcțională pusă la punct în care informația circulă pacienții ajung să se trateze în vecinătatea locuinței. Nici de cum se punem pe drum. Mulțumesc tare mult pentru prezența la discuții. Să fim cu toții sănătoși!